I-a privit ce gheruțe și-a făcut Sara pentru vară. Sunt lipite acestea, din fericire. Nu sunt adevărate, sunt false. Îți place așa? Ți este Da, comod? da, Comod? da. Da? Ia arăt. I-a privit. S-a terminat vacanța și începem tratamentul. Am acum programare la ortoped traumatolog cu piciorul. Am reușit să fac doar ultrasonografie, remene nu am făcut și nu știm acum ce tratament va urma. Și ce concluzie va face medicul? Nicolae aici colorează. În timp ce o să mă aștepte băieții, vor colora. Tu tot vei colora așa? Eu citesc. A, tu citești. Am ieșit cu nimic, practic. Mi-a zis medicul ortoped că nu poate face nimic. Totul, deci lucrul reumatologului, trebuie să merg la reumatolog totuși cu rezultatele. Și un lucru doar care m-a bucurat, a zis să nu pierd încrederea, totul va fi bine. Și că avem remene de tip deschis în Chișinău. O să caut, el mi-a zis unde și dacă o să-l fac, o să vă zic și vouă, cei care au claustrofobie. O să caut, mâine chiar. O să încerc să găsesc. Toate că am căutat o zi și nu am găsit, dumnealui mi-a zis aproximativ unde este și dacă găsesc o să merg neapărat să fac. Dar trebuie oricum la reumatolog să merg, toate că anul trecut, un an, am frecventat reumatologul și oricum rezultatele deci nu sunt chiar super bune. Am pus și injecții și curători. Oh my god! Deci noi am ajuns acum acasă. Stai că aici s-a găinuțat în șlag. Vai de mine, fetele au făcut aici niște cartofi ierți. Apă cu gheață. Vai, asta este cină? Da. Ketchup. Wow, super. Voi cu surprize, dar și noi cu surprize, noi cu deserturi. Iată. Ai. Cinci. Op. Și pop. Mama, este ce sunt cartofi mama, fierți. Mama, asta încă nici asta e cu ciocolată. E ca cu soane. Da. Ce e asta, Sara? E ciocolată sau ce? A, o țin țară la mușcă. Asta ce e, Sara? Ce mâncare e asta? Astea sunt cartofi rotunzi. Rotunzi, cartofi rotunzi. Au fost spice și acum rotunzi. Sara cu unghiile acestea deja a doua zi se chinuie. E greu, Sara? Nu? Care îl alegi tu? Hai, alege. Care desert? Care îți face din ochi? Nu am ales citron. Este cel mai acru. Dar gustos. Mimi, deschide ușa, Mimi. Iată, Sasha a intrat în casă și a blocat ușa. Mimi, hai deschide, te rog. Salvează-ne, Mimi! A fugit. Nu ne salvează, Mimi. Sasha s-a apucat de grădinărit. Iată, face globi mingi din astea. Deja a crescut. S-a făcut un tot întreg și el acum face câte mingi. Una, două, trei, patru, cinci mingi trebuie să fie. Wow. A ieșit un puiuț. Sus. Avem mai mulți. Avem asta e ou? Da, e ou. Nu pune mâna, te rog frumos, Sara, nu. Neața! L-am adus pe Nichi la Gredi. El a mai mâncat pe drum niște biscuiți. Pa, pa, Nichi! Pa! Nichi, pa! Zâmbește! Zâmbește rușinos ca de obicei. Pa, pa, Nichi! Pa! Dar eu după asta, deci la 10 și 30 sunt programată la remene de tip deschis. Am găsit, o să văd deja experiența cum va fi după ce o să fac, o să vă zic. Unde am făcut, deci nu este reclamă, am găsit cu greu și oricum nu-mi vine să cred că există așa ceva la noi. Am întrebat de câteva ori, sigur e de tip deschis, mi-au zis că da, deci o să văd ce este asta și după asta vă zic. Cei care au claustrofobie, să știți și voi, poate
o să aveți nevoie și voi. Sper să nu aveți nevoie. Cafeaua de dimineață parcă este omuleț cu doi ochi, cu nos mare și cu urechi și cu un zâmbet. Și ceva dulce. Stai să văd ce mi-a luat Sasha. Iată, asta e pentru mine cu siguranță și asta e pentru el. Poftă mare nouă, mai avem timp până la remene, deci facem o mică pauză aici, bem cafea și la drum. Am stat în rând. Bine că m-am apropiat de doamnă și am rugat-o să-mi arate cum arată remeniul de tip deschis. Și eu nu pot, deci eu nici la asta de tip deschis nu o să pot, pentru că sunt libere mâinile. Nu e tub, dar oricum te bagă capul. Și tavanul se vede, iată așa, aici. Mi-a arătat un exemplu un domn înaintea mea. Și am zis că nu, deja mi s-a făcut rău. Atacuri de panică și am zis că eu nu o să rezist. Și nu fac remeneul, din păcate. Nu știu, nici ăsta de tip deschis nu mi s-a părut atât de deschis. Am văzut în România alt gen. Chiar e deschis deasupra, nu este nimic. Mi-au arătat încă o modalitate, ceva cu oglindă, dar tot am spus că nu, eu să mă văd pe mine în oglindă, tot am zis că nu, nu rezist, deci încă nu sunt pregătită pentru așa ceva. De asta păcat, dar nu fac. Și am zis că o să vă spun unde este acest aparat de tip deschis, eu vă pot spune, pentru că nu am nimic de ascuns, este la Magna Med, dar eu vă zic că eu așa tip deschis nu rezist, cu siguranță. Oricum fața se, deci nasul e aproape de tavan și ochii și nu e pentru mine. Aici remeneul de tip închis. E tubul mai lat un pic, dar oricum nu rezist, eu nu știu. Deci cred că doar în România trebuie să merg să-mi fac un remene de tip deschis, așa cum am văzut eu că e chiar deschis. Nu te deranjează nimic. M-a apucat acum panică, numai văzând cu ochii, deja mi s-a făcut rău. M-a întrebat doamna, dar de ascensor, nu vă temeți? Nu, nu mă tem de ascensor, dar dacă să se blocheze ascensorul, cu siguranță mă apucă panica. Eu anume când simt că nu pot ieși de undeva, iată atunci e rău de tot. De asta e greu. Și nu am avut, important că nu am avut așa ceva. Eu am făcut cândva remene de tip închis și era totul bine și acum nu știu ce s-a întâmplat, careva schimbări, că nu rezist, nu pot. Și ne îndreptăm acasă, am editat video pe care voi deja l-ați văzut. Eu acum merg să lucrez, dar voi deja l-ați văzut. Un video despre metode, cum se chiulești de la ore. Sper că v-a plăcut. Dați like cine l-a văzut. Ce faceți, fetelor? Vă auziți din casă? V-ați udat prima bălăceală anul acesta? Da. Nu chiar prima. Nu e prima? A fost și de 1 iunie. A, de 1 iunie. Nu, păi v-ați stropit acum. Da, măi, da. Ați stropit așa când curge apă din copac. Da, bravo. Super. Nu așteptăm bazinul. Păi tu, Sofia, ai zis că nu, eu nu o să mă stropiesc, nu, nu. Și, și cred că deja și hainele sunt ude din nou, da? Eu vreau ca să-mi dați un bazin mai mare decât acesta. Acum? Da. Dar cine o să-l umfle? Cine să-l umfle? Eu. Tu? Eu. Nu știu, vorbește cu tata. Yeah. Vezi ce timp avem afară. Totuși e gheață, vezi? Da? Da, e cu gheață. Da. Eu am zis că va fi grindină, pentru că timpul e foarte urât de dimineață, e foarte urât. Ba soare, ba... Ba, da, și iată, uite. Nicola se teme, nu vrea să fie grindină, deja... Să-l chemăm să vadă? Nichi! Hai, Nichi! Vină încoa! Aici, Nichi! Ia uitați-vă ce bucăți mari! Destul de mari bucățile! Viți! E grindină! Nichi! Nichi, vezi? Cade gheață! Gheață cade! Vezi? Ca pietrele! Da!
Dar Gucci. Eu de dimineață ziceam, Gucci nu vrea să intre în casă, el s-a ascuns. Mama. El e în foișor acolo ascuns. Mama, stai da? Vezi, gheață? Mă, să-i spun bălfâie? Nu, 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 Nichi, astea sunt cele mai mari, nu va fi mai... E uite-l că mai sunt, au acoperit deja acolo tot. Uite-l că mai da, doar mici, doar mici vor fi. Eu ziceam de dimineață că va fi așa ceva. Timpul era de dimineață așa urât. Salutare, eu merg la o zi de naștere la o colegă și Sara merge la un examen la engleză. Și mâine merg și eu și merg la încă o zi de naștere și plecăm. Am ajuns la mall. Sara se duce la examen la ora 2, dar acum e 1. Și de ce ei trebuie să aștepte și se duc să mănânce înghețată. Am ajuns la Vindeca și plecăm la distracții. Până când Sofia este la zi de naștere, eu mă duc la testare. Am mâncat și acum mă relaxez. De ce așa din chill? Mergem! Da, noastră rapidă! Mie îmi place! Oh, ce bine! A fost foarte cald și acum e rece! Oameni! Mergem pe topoganul acesta care scântim pe tare. Eu mă tem să nu mă blochez. Mai bine nu mă dau! Ia să-i mișcă! Pogonul ce e, hai, gata. De ce eu se mișcă fără voia mea? Poate înapoi. Ok, hai, gata. Unde sunt eu? Yay! Eu am dreptul să pot conduce. Merg după reguli. După semnele acestea. Hai. Am încercat să joc aici și am pierdut. Super. Jucăm prinsă ascunsă și m-am ascuns aici. Dacă am fost la un magazin și am luat prostii acestea, caca la unicorn. Ok, deci știți voi. Deci am caca la unicorn. Acum gustăm ceva foarte... nu știu, un slug. Ok. Asta e tortă. Mâncăm tortul. Pe testare, mănânc. O pe bun. Mă încalț și plecăm. Tatăl deja mă așteaptă jos. Și mă duc. Fug. Ne-am distrat foarte bine. Și acum trebuie să-l caut pe tata jos. Și să mergem. Salut, Nichi! Cum a fost la Grady? Super? Hai! Te rușinează ca de obicei. Plecăm! Și mâine iar la distracție.
priviți cine este. Plecăm, mergem la testare, la așa un mini examen. Un mini examen cu Sofia, ieri a fost Sara la testare, astăzi merge Sofia și după asta din nou merge la zi de naștere. Ieri la zi de naștere, azi la zi de naștere, doar zile de naștere și doar distracții, Sofia. Sara a fost testată, fetele vor face, cine nu s-a... Eu? Și eu? Centura este, dar ce se aude asta? Fete... Da, deci am cuplat acolo centura, deci cred că este totuși o fantomiță cu Sofia. Sara și Sofia vor frecventa engleza. Sperăm să reușim să se găsească profesor pentru noi. Vrem lecții individuale acum pe vară. Pentru că în timpul anului nu reușesc ele să frecventeze engleza pentru că învață până la orele 6 și încă și adăugător va fi prea de tot, prea dificil, deci căutăm pe vară. Să nu vă plictisiți voi vara, da? Nu vă plictisiți? Nu. Nu? Cum au trecut primele 12 zile de vacanță? Super. Super. Deja și la marși. Da, multe, multe, multe acțiuni ați făcut voi. Da. Uite, Sofia, papă înghețate, le-am luat la toți pentru că am fost acum după Nichi, l-am luat pe Nicolas, l-am adus acasă, am cumpărat înghețate și am luat-o pe Sofia și mergem. Deci tot așa toată ziua. Pe drumuri doar. Ai emoții? Da? Ai emoții, trebuie să traversăm pe partea cealaltă, dar pentru asta trebuie să traversăm două drumuri. Inițial acolo, pe urmă pa, deci cam e dificil. Ora e cât de murdar. Ora 5:15, ziua de naștere a început la ora 4 și noi întârziem, de-abia acum ne-am eliberat. A fost testată Sofia, au zis că vocabularul e bun, cu gramatica un pic șchiopătăm. Nivelul e destul de avansat, aș zice eu, au apreciat-o foarte bine. Doar că deja căutăm profesor, au zis până luni vor da răspunsul. Pentru că vrem să facă fetele concomitent, profesorii să fie diferiți, dar concomitent la aceeași oră. Deja să fie comod pentru noi să le aducem o dată pe ambele și să le luăm o dată. Și de 3 ori pe săptămână. Am zis pe toată vara, dar ne-au bucurat că în august e vacanță la ei și profesorii nu lucrează și noi chiar ne-am întristat. Bine, o să lucrați intens în luna iulie. Da? A fost dificil testul? Da. Da? Ce întrebări au fost acolo? Trebuia să spun ceva despre mine pe urmă. Ce muzică îmi place, ce film îmi place. Muzică, vrei să ghicesc? K-pop. Asta ce-am spus? ce face familia acasă? Păi este un Q&A adevărat. Ți-au făcut un Q&A. Da, numai că în engleză. Păi tu doar oral a fost, da? Da. Nu a fost înscris. Da. Și dacă au zis că ai vocabularul bun, înseamnă că e bun. E super! Eu am crezut că era poate că ar ceva înscris cu să alegi varianta de răspuns A, B sau C. Asta e ușor. Practic am adus-o pe Sofia. Așteptăm liftul. Și urcăm sus și te las și fug acasă, dar tu rămâi la distracție. Ajuns la distracții. Gata? Mă ajuns? O să suni tu, o mageată, o suni tu pe Valeria? Ok, hai. Da? Întâlnească. Am lăsat-o pe Sofia și ce e de ce te tem cel mai mult, aceea pățești. Mă cuboram eu acum cu liftul singură. Cu claustrofobia mea, zic, urc eu să încerc singură, să merg cu Sofia, am urcat sus și jos mergeam eu singură. De la etajul 4, apăs pe etajul 1, la etajul 1 se deschide liftul și acolo sunt închise ruletele.
Imaginați, ușa liftului se deschide, dar roletele sunt închise în fața liftului. Am început a apăsa pe etajul 2 și 3 și la 2 s-a oprit și era ok, deci am ieșit. Asta e frica mea. Și a uitat telefonul în mașină. Eu am fără telefon. Nu, una este cu mine. Dar ce nu ai filmat? În momentul ăsta. Iată așa? Da. Gata, hai, după să fie la 7:30, se distrează, totul e super, cred eu. Hai, plecăm? Da, am întârziat deja, tot se jucăm. Iar mănânc înghețată cu marshmallow și M&M's și înghețată de vanilă. Nema, nema. 1, 2, 3! De ce mereu e așa? E foarte cald, eu sunt toată udă. Iată și tortul, bocotul e foarte mare. Oh my god. Asta e anul trecut. Am venit după să priez și am vrut să vă arăt. Iată, asta era închisă cu un etaj mai jos. Iată așa, era închis și m-am speriat foarte tare să deschis ușa, dar partea cealaltă era închis. Așa, am făcut 4. Și m-am speriat. Iată, Sofia zice că o doare capul, să venim să o luăm. Și deja șetim. Acum a doua pe Sofia. Timpul a trecut foarte repede, n-am mai auzit nimic să fac. Doare capul? Da. Da. O doare capul, ea a zis că s-ar mai distra, dar o doare capul. Dar a fost piesă? Da. Mergem acum să măsurăm încălțăminte, pentru că este aici, am pus de mult ochiul pe această încălțăminte și vreau ca să fie acum să măsoare. Două pere, două modele, nu știu dacă îți plac sau nu, chiar trei modele. Cum ți sunt? Hai să probăm și ăștia, nu e greu așa. De la zi de naștere a ieșit Sofia cu cadou. Da? Da. Îți plac? Da. Și mie îmi plac foarte mult. Și o să-i port și eu. Nu, 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 nu o să-i port. O să-mi iau și eu așa ceva. Da, cine primul s-a trezit? Da, celălalt s-a încălțat. Dar frumos, tare.